O aeronavă bimotor de mici dimensiuni, la bordul căreia se aflau două persoane, a survolat la joasă înălțime spațiul aerian al Ungariei, României, Serbiei și Bulgariei seara trecută. În niciun moment, pilotul aeronavei nu a răspuns interogărilor radio și nici semnalelor vizuale transmise de aeronavele militare interceptoare, potrivit normelor internaționale. Panică în municipiul Drobeta Turnu Severin după ce avioane militare au fost văzute survolând orașul la altitudine mică. Imaginile au fost înregistrate de către localnici. Conform APN, ar fi fost vorba despre o aeronavă care a evoluat în spațiul aerian al României pe traiectul Oradea-Caransebeș-Drobeta Turnu Severin. Nu a manifestat un comportament ostil sau periculos. Din datele disponibile la acest moment, aeronava a decolat din Ungaria, din zona de Brețin, în jurul orei 17:30, fără a avea un plan de zbor aprobat și fără a avea pornite mijloacele electronice de identificare de tip transponder. Aeronava a fost interceptată în spațiul aerian al Ungariei de două aeronave militare ale forțelor aeriane ungare de tip JAS-39 Gripen la ora 17:38. Aeronava nu a răspuns interogărilor radio și nici semnalelor vizuale transmise de aeronavele militare. În jurul orei 17:49, aeronava a intrat în spațiul aerian al României în zona Oradea, fiind însoțită de cele două aeronave militare maghiare în baza acordului cross-border dintre România și Ungaria. La ora 17:58, aeronavele maghiare s-au întors către bază, ținta fiind preluată de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii, dislocate pe baza 86 aeriană Fetești, care se aflau în misiune de patrulare în spațiul aerian al României. Misiunea celor două aeronave americane a fost similară, de interogare radio, identificare vizuală și escortare a aeronavei țintă. La ora 18:36, aeronavele americane au solicitat aprobarea de revenire pe baza 86 aeriană, misiunea de poliție aeriană fiind preluată de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, decolate de pe aceeași bază aeriană. Aeronavele militare române au interceptat aeronava țintă la ora 18:42 și au continuat misiunea de interogare și escortare. Aeronava țintă, care a continuat să nu răspundă interogărilor radio și semnalelor vizuale, a intersectat în jurul orei 19 pentru un interval de aproximativ 2 minute și spațiul aerian al Serbiei, într-o zonă aflată între Drobeta, Turnu Severin și Corbovo. În jurul orei 19:09, aeronava țintă a traversat în spațiul aerian al Bulgariei. Cele două aeronave F-16 române au încheiat misiunea de poliție aeriană și au aterizat la Fetești în jurul orei 19:46. Autoritățile bulgare investighează la acest moment la sol zona ultimei poziții cunoscute a țintei pentru identificarea aeronavei și stabilirea detaliilor.